deschid oficial cea de-a patra ediție a festivalului Florin Piersic Procopie Gitaru și Zilele Comune Belchișești. În această zi mare sărbătorim și 13 ani de la reînființarea Comunei Belchișești, comună ce a fost pentru prima dată atestată documentar în anul 1473. Avem oaspeți de mare valoare din România, din Republica Moldova, din Ucraina și vreau să le mulțumesc pentru efortul pe care l-au făcut de a fi astăzi în mijlocul nostru și pentru faptul că în această după-amiază ne vor încânta cu programele dumnealor artistice. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care ați contribuit la realizarea acestei manifestări și vă doresc din tot sufletul să vă simțiți bine. La mulți ani tuturor! La mulți ani, Belchișești! Este un festival care a fost inițiat pentru cinstirea unor personalități unice ale plaiilor bucovinene, Procopie Gitariu și Florin Piersic. Despre Procopie Gitariu, din păcate, amintirea lui s-a pierdut oarecum de-a lungul timpului, deși contribuția lui la descoperirea și conservarea folclorului autentic de pe aceste meleaguri, o contribuție care practic a pus și temeria dezvoltării culturale a acestei zone, s-a pierdut oarecum în timp memoria lui și cu atât mai benefic, cu atât mai lăudabil este efortul primăriei Belchișești pentru aducerea cel puțin o dată pe an în amintirea localnicilor, amintirii celui care a fost o personalitate, a fost profesor, a fost publicist, a fost prefect de Câmpul Lung și un folclorist de seamă. Despre Florin Piersic, fiind contemporan cu noi, nici nu mai este nevoie să povestim foarte multe. Important este că se regăsește și în amintirea și în evocarea pe care o face conducerea primăriei Belchișești de fiecare dată. Sunt vecin aici cu dumneavoastră. Aici mi-am făcut o parte din viață și din tinerețe, la fostul cămin cultural, acum reabilitat atât de bine. Acolo era și sala de tenis de masă, acolo se întâmplau și evenimente la care participam cu tinerii, dumneavoastră. De aceea zic că, fiind, cred că, a patra oară când am șansa să vorbesc, nu mai are rost să reamintesc ceea ce înseamnă pentru mine Belchișești, ce înseamnă pentru capul codului Belchișești și invers, fiindcă, practic, suntem localități înfrățite, practic aproape că suntem foarte mulți din cei care mă văd aici, suntem și rude. Știu că și doamna primar are ceva rude în capul codului, dacă nu mă înșel. Da? Nu se uită, se face când aude, dar soțul dumnei este constateam cu mine. Da? Și atunci, sigur că suntem cu toții o echipă. Avem dorința și sprijinul și voința de a ajuta. Cum la dumneavoastră, o felicit pe doamna primar, o felicit pentru organizare, o felicit pentru ceea ce face pentru Bucovina. Ediția a patra a festivalului Procopie Gitariu Florin Piersic din Belchișești a reunit anul acesta peste 100 de artiști din Moldova, Basarabia și Bucovina de Nord. La aceștia s-au adăugat 6 primari din Republica Moldova și 4 din Ucraina. Un salut fierbinte de la satul Chircăiești, raionul Căușeni, Moldova. Mă aflu la invitația doamnei primar a patra oară în comuna dumneavoastră. Aflându-mă aici, întotdeauna mi se umple sufletul de dragoste de patrie, de neam, de țară. Localitatea noastră este amplasată în zona de securitate unde noi am văzut războiul separatiștilor. Suntem lângă orașul Tiraspol și Bender. Așa că avem mult de lucrat pentru trezirea neamului.
pentru ca să scăpăm de mentalitatea celor rusesc care stă în coastele noastre. La eveniment au mai participat grupul folcloric Basarabeanca din comuna Chircăiești, ansamblul folcloric Botnenii din Republica Moldova și grupul etnofolcloric Plăieșii din Republica Moldova. Spectacolul a fost întregit de către ansamblul folcloric Munia din Ucraina, de ansamblul folcloric Comorile Luncii din comuna Lunca, județul Botoșani, ansamblul folcloric Călineștenii Țării Maramureșului din Călinești, județul Maramureș, dar și de formația de dansuri populare Pe generații berchișești și formația de jocuri populare Bărbătești Cerbul din Corlata. Rând pe rând, pe scena festivalului din Berchișești, au mai evoluat îndrăgiții interpreți Nicoleta Cojocaru, Dragoș Ungurean, Marian Gogan, Rodica Andronic, Alexandru Brădețan și Daniela Condurache. La final, Alessia a oferit un recital de zile mari. Festivalul Procopie Jitariu Florin Piersic a fost organizat de către Primăria și Consiliul Local al Comunei Berchișești. Să-l atâți, mă-tă!